Efectiv și dosarul ăsta este clasificat și nu am eu acces la. Și inclusiv la ora asta este clasificat? Cred că da. Cred că da. Oricum nu ne bagă în seamă, mă ignoră, nu numai că mă ignoră, că de atunci am tot făcut potecă pe la Ministerul de Externe. Am primit niște răspunsuri oficiale, le am și pe aici, care sunt, cum să spun, nu e domeniul de competența noastră, mergeți la Interpol pentru cazul ăsta. Păi arătați-ne-le. He said that he was several times at the Ministry of Foreign Affairs with petitions and he received some answers. Ăsta e unul dintre ele. This is one of them. I will try to translate it. Dear Mr. Bumbea, we confirm we received your memoir dated on April 16, 2007, addressed to the leadership of the foreign minister. With deep sorrow, we like to inform you that we wish to inform you that the aspects of the disappearance of your sister Bumbea Doina. Oh, please go ahead. The disappearance of your sister Bumbea Doina from the territory of the mm-hmm. of Italy, Republic of Italy, in September 1978 exceeds the competence of foreign affair minister. Is not. Out of exceeds the competence of foreign ministers, a foreign affairs minister. We suggest that you should forward your memoir to the Minister of Internal Affairs. Well, that's the typical way of the public. The Center of International Cooperation for police stations, which includes in its structure the national focal point and the national Interpol office. This is my pet house, the Turtle. And they give the address of contact. Yeah. And for your information, we state the fact that the National Office for Interpol, it's a intergovernmental institution that will assist you. That assists, that provide assistance for the member states into prevention and into prevention of the criminality. Of the drept comun, common law criminality. Okay. In the hope that this information will prove to you useful, we express our consideration, our high consideration. And it's signed by Vasile Vlad, head of office in the. Okay, can I take a photo? Yes. Dar the key phrase is here that și v-ați adresat mai departe, așa cum v-au indicat ei? Nu, tot la noi, cum s-au schimbat miniștrii peste miniștrii de externe, am spus la fiecare în parte și nu mi-au mai dat niciun răspuns, nici măcar n-au mai binevoit să mai răspundă sau. So basically the ministry said we cannot do anything and we don't have any information about this, so please contact the Ministry of Internal. Au spus și chestia asta într-adevăr. Zice, domnule, nu avem suficiente informații ca să vă ca să spunem că într-adevăr cetățeana română Doina Bumbea a fost în Coreea de Nord și nu știu ce. So da. The
Asta au spus. Și atunci mai bine adresați-vă la Interpol, că noi nu avem destule informații. Ori dosarul ăla de 200 de file nu însemna pentru ei destule informații. So this is the official stance of the foreign ministry of Romania and deci nu ați mers mai departe, nu ați urmat indicațiile. Păi de ce să urmez indicațiile dacă mă trimiteau la dreapă, în praznic? Adică asta e o tâmpenie, să mă duc la Interpol, ca ce chestie. He insisted that he doesn't follow the indications from that answer because he says that in his view all the information needed were in that file with those 200 pages and they were just sending him to chase the moon, you know. But during the negotiation, so you could know about the existence of the file about your sister. Nu au fost negocieri, au fost discuții pe. They were not negotiations, negotiations only discussions. Okay, discussion. Do you remember what kind of photo did you see at that time? No. It was just a ground quick, no, quick look. Yeah, it's a very quick look. Okay. N-avea niciun interes să-mi arate mie ce era în dosarul ăla. And ministru. Da, s-a oprit la vreo pagină, așa mai mult. Așa mai oprea. Da, era... N-am stat la birou, nu știu dacă a fost vreodată în birou mare al ministrului de externe. Dacă ați fost vreodată, știți cum arată. Nu știu dacă am fost chiar în birou sau am fost în sala de conferințe, nu mai țin minte. Este, mai sunt niște anticamere, se poate intra prin diverse părți în birou ăsta. Și am stat la o măsuță mai mică, care avea două banchete, așa, și măsuța la mijloc, ceva de genul ăsta, puțin mai mare, poate. El stătea de o parte, eu de partea cealaltă și el cu dosarul așa, îl mai punea jos, îl mai închidea, iar îl mai deschidea, iar îl răsfoia, explain îl mai punea jos. The circumstances, how the, you know, explain how the office is was designed, you know, and how the minister stood in front of him, and he opened the file and he closed it, and then he opened it again and took a look, and so he didn't get a chance to to see. They didn't pass it to him. No. Okay. He so 200. The minister. De cele 200 de pagini, el mi-a zis. Sunt aici 200 de pagini. So the foreign minister told him, here we have 200 pages. De asta spun eu de 200 de pagini. Ce v-a mai zis în afară de asta? Adică ați spus mai devreme așa, că v-a zis informațiile pe care vi le-am dat acum puteți să le folosiți. V-a zis că serviciile noastre secrete fac eforturi să lucreze în continuare pe acest caz, dar servicii secrete. Dar v-a dat de înțeles că... V-a dat de înțeles că serviciile secrete, domne, se ocupă. Și nu, v-a dat de înțeles că, într-adevăr, cazul acesta a fost așa cum îl știați dumneavoastră, că... E greu de priceput. Știți cât de diplomatic vorbesc, ca să nu zic, vorbesc ca niște curve. So, the minister doesn't confirm that the case existed. He was very diplomatic in his speech to him. So that he cannot say, well, I know as a certainty that the minister is positive about my sister being abducted by the North Korean regime. Okay, so but the minister also stated that the foreign affairs services are looking into this case. Are still looking very closely. Very closely. And
Japanese because I understand. Are you sure? Very. Well, let me return my question. So, did you ask the minister why the government didn't give any information to family or relatives of Ms. Doina Bumbea until that time? Bineînțeles că l-am întrebat. Da, of course, I have. Dar ca de obicei, vina este aruncată întotdeauna asupra predecesorilor. Dacă ei n-au făcut nimic, de ce? Dacă ei nu v-au anunțat, iar dumneavoastră acum ați aflat, cu ce sunt sau cu ce aș fi eu de vină sau ce pot să vă spun eu despre felul cum au gândit cei de dinaintea mea? As usual, the minister was passing the blame for his predecessors, mm-hmm. saying that, well, you are here now, mm-hmm. I invited you, so mm-hmm. I've done my part. Don't blame me for what my predecessors have done in the past. Mm. Or done not. Or not done. So there's no done. Explanation why? No explanation. Mm. Yeah. Toți ăștia sunt făcuți de o mamă când sunt puși acolo. Vorbesc de așa natură încât să nu vorbesc mult și nu spun nimic. Așa sunt ei prelucrați, făcuți, habana. This is their being of the diplomats. He's referring to the minister. They all like the same. They are talking to you for 1 hour and you don't understand nothing. Or you don't make a meaning from that speech, you know. Because they are diplomats and they have a certain, you know, they have certain paths so that they don't get into what they don't want. Yeah. They don't ever say the things on their names. Mm-hmm. They don't name things. Yeah. They just talk around the corner, you know? Yeah, they have their own policy line and that they just follow the line. Cred că e valabil pentru toate pentru toți diplomații din lume. This is also true for all the diplomats in the world, not just for Romanian diplomats. Nu e specific românesc. Japanese diplomat is also, because when I was in Japan, my duty was to follow one diplomat every night, waiting for him in front of his home, and hi, good evening, so what happened to today's meeting, and so he says always the same thing. So, well, anyway, so, but after the meeting in 2007, in May of 2007, did you have any other occasion to speak to high level politician or somebody of government? Nu în România. Okay. Întotdeauna în Japonia, în Corea de Sud. Mm-hmm. Not in Romania, only in Japan. Okay. South Korea. Mm-hmm. Geneva. Mm-hmm. La ONU. Why? Deci Cioloian a fost oficialul singurul oficial care m-a primit și cu care am stat de vorbă o oră. În rest aici în România nu. M-am întâlnit neortodox și așa, cum să spun, când a venit Băsescu la Craiova pentru deschiderea uzinelor Ford împreună cu Tăricianu, cu care era așa la perâcă în momentul respectiv, unul intra, altul ieșea, nu niciodată împreună. Au tăiat panglici tot așa separat, atunci în 2008, în primăvara lui 2008, a fost și summitul cu o săptămână înainte, a fost deschiderea uzinelor Ford, după care summitul de la București, ăla foarte important, summit G20, cred că era. Așa, când a ieșit din primărie Băsescu, aveam un plic format A4 cu un memoriu, alt memoriu, mai complet decât cel de dinainte, scriind în el și ce aflasem pe parcursul anului 2007, până la sfârșitul anului 2007 și așa mai departe, cu fotografii, o grămadă de fotografii din care să-și facă o idee despre caz. Și, bineînțeles că au sărit securiștii pe mine, dar am plecat pe ei în spate, așa e forța omului când vrea să rezolve un lucru.
erau gata să mă și împuște, dar până la urmă le-a făcut sens să mă lase să ajung la el. Am ajuns, am dat mâna, i-am dat memoriu, i-am spus, sunt Gabriel Bunda, cred că ați auzit, sunt convins că ați auzit deja despre mine. Citiți, vă rog, acest memoriu și vă rog, dați-mi un răspuns oficial. Mi-a promis foarte clar în față, direct, era și lângă noi, în dreapta noastră, foarte aproape, primarul de atunci, Solomon, care a fost închis mai târziu, în stânga noastră și în spatele meu o grămadă de bodyguards. Și mi-a făcut promisiuni ferme că se va ocupa foarte serios de memoriul respectiv și că îmi va da un răspuns oficial care n-a venit niciodată, bineînțeles. In 2008, in early 2008, when the plant of Ford in Craiova was launched in the presence of the Prime Minister and the President of Romania, Traian Băsescu, he got the chance to get nearby the President. Instead of the fact that he was tackled by security forces, he managed to give the President the file he prepared with all the data he had at that time, with photos and so on, and asked politely the President to give him an official answer to his memoir. The President firmly promised that he will give an answer, but the answer didn't came up till now. E ok? Adică am rezumat bine? Da, da, bine. Ia bine. Să-mi spuneți dacă scap ceva ca să... This is adică... chips with wasabi. Oh! Yeah. How did you get it? From here, from Romania. Really? Yeah, yeah. It's wasabi flavor. Try. No, that's good. Okay. Try it. Another one and another one. Wow, we don't have wasabi forward chips in Japan. Yeah. Well, so, so far, you don't expect so much from your government on this issue. How do you feel about your government? You know, it, to protect your country is national, is duty of the government, but... Da, cum mereu am menționat în toate, în toate discursurile mele, ori de câte ori am ieșit din țară. As I always mention in my speeches when I my speeches in foreign countries. Guvernul României nu m-a ajutat niciodată cu nimic. The Romanian government doesn't help me at all. Never helped me with nothing, with anything. Deși se cunoaște foarte bine faptul că problemele unui cetățean român pe teritorii străine, pentru că sora mea era cetățean român, ea nu a renunțat la cetățenia română. De problemele unui cetățean român trebuie să se ocupe ministerul nostru al afacerilor externe în primul rând. Although it's a fact, it's a known fact that the foreign minister has the duty to watch about the rights of a Romanian citizen living abroad. Cu toate astea, ministerul nostru de externe nu s-a ocupat de cazul cetățenii române Doina Bumbea. So, although it's an established fact, the foreign minister didn't done his job, didn't watch for the rights of the Romanian citizen Doina Bumbea. Și lucrul acesta l-am amendat mereu în l-am pomenit și l-am amendat mereu în discursurile mele peste tot în lume.
And this particular information, I always mention it and always I always mention it in my speeches abroad. All over the world. All over the world. And, well, now I'd like to ask you about the Japanese government's movement. As you know, now Japanese government is waiting for a new report from the North Korean government in this September. So that's why, you know, NHK and me and, you know, now Japanese media started to pay attention on the issue. And so, firstly, I'd like to ask you, do you expect something new about your sister from the report, or could be... Yes, I understand. Because in Japan, many people are expecting there would be new confirmation of new cases, or they may officially admit somebody else. Da, cunosc faptul că am fost informat de guvernul japonez. I was informed by the Japanese government. Pe e-mail. On my e-mail. Că vor avea loc niște negocieri la sfârșitul lui august sau începutul lui septembrie. O altă nouă rundă de negocieri about, Corea de Nord. About a new round of negotiations between Japan and North Korea. Și at the end of august or beginning of September. Și sunt foarte surprins că sunt invitat de data asta numai eu la Geneva, nu și celelalte ONG-uri. And I'm really surprised that this time I'm the only person invited in Geneva, not all the other NGOs. Invitat de către guvernul japonez și nu de alte ONG-uri din Orientul Îndepărtat. And I am invited by the Japanese government and not by NGOs from the Far East. Așadar, mă aștept cumva, e foarte posibil să aflu date noi despre cazul Doina Bumbea. And so I really expect that I will find new informations about that is very possible that I will find new informations about my sister. Does any Japanese official indicate the possibility to you? Posibilitatea asta nu mi-a indicat-o nimeni, dar nu mi-explic de ce nu au fost invitate și celelalte ONG-uri care pledează pentru același lucru, pentru repatrierea răpiților. De ce numai eu? This possibility was not explained to me, but still I am very surprised. He again states that he is very surprised about the fact that other NGOs are not invited at the same event. You mean American or it's the first Korean. Time. American, Korean, Thai, from Thai. Thai, yeah. Nobody, only me. To and this is very surprising. I have no explanation for the meeting this. In Geneva, maybe next week. Yeah, next week. Dar de unde știți că nu au mai fost invitați alții? Pentru că mi-au spus că mi-au spus foarte clar care vor fi participanții și ne-au trimis o listă cu cei care vor discuta. Ori va fi numai Japonia, va fi ONG-ul Sukukai. Cel care se ocupă de familii și atât. Asta pentru că, mă rog, ar fi fost prea de tot să nu fie și ei, fiind, practic, de data asta, din câte am înțeles, nu o să mergem la ONU, ci
la cartierul general al misiunii diplomatice al Japoniei din, de pe lângă ONU, la Geneva. This time they won't go to the general headquarters of United Nations in Geneva, yeah. But they will go at the headquarters of the Japanese mission mm-hmm. in the United Nations. Mm-hmm. I don't know if they're in the same building or not. No, sir, no. Not in the same building. No. Mm-hmm. He says that he knows for a fact that other NGOs are not invited mm-hmm. because of the he has the list of the speakers and also knows that e numai un singur ONG, cel one single NGO from Japan, reprezentat de domnul Tsutomu Nishioka și domnul Teruaki Masumoto, cei doi, și atât. Și asta vă dă dumneavoastră încredere că veți avea... Nu văd de ce numai pe mine m-au chemat. When did you get the invitation to the... Cu o lună în urmă. A month ago, okay. He received the invitation. Like in July or July or August. La sfârșitul lui iulie. In the end of July. Okay, end of July. But you said you got an email from Japanese government about the new negotiations. Yeah. Did you get any explanation? Because, as you know. Especially, there's some discussion about the Japanese government's policy. For instance, Korean group says only Japanese government is now trying to lift some sanctions instead of, as a return for the new report. And so now, I think from the Korean or foreign people, point of view, only Japanese government is trying to make some progress on their own. That because your Prime Minister Shinzo Abe, I think, mm-hmm. because he's the first sword in this fight, yes. for many years. But so you don't agree with. That's kind of criticism, only Japan is taking a kind of soft line to get back their victims. Mă întreabă dacă... Da, am înțeles. Acum mai e, cum să zic, o să comentez mai încolo aspectul ăsta, dar... He will comment on that later, a little bit later, but first... Ce este important acum este că... Din câte am observat eu, în Japonia, aspectul ăsta al repatrierii răpiților este cu mult mai atent, și cu mult mai multă energie este abordat. He observed that in Japan, or Japan, address this issue of repatriation of his citizens more carefully and more with much more persuasion than other countries. Decât Coreea de Nord, care Coreea de decât Coreea de Sud, pentru că e un fapt bine știut că even more than South Korea. Sunt mii de cetățeni sud-coreeni. Being a certain fact that thousands of South Koreans care au fost răpiți de-a lungul timpului de were abducted by the North guvernul nord-corean. Yeah. Sunt multe familii scindate. There are a lot of families that were separated. Yeah. Din 1950 și până în clipa de față. Și cu toate astea, numai Japonia este primul luptător în ceea ce privește